Bulevardul Victoriei va intra în reparații. Pe tronsonul dintre străzile Andrei Șaguna și Banatului se va interveni la carosabil și trotoare, dar va fi amenajată și o nouă stație Tursib în fața vechii primării. Se lucrează acum la strada dealului. Tronsonul dintre Șaguna și Banatului se va finaliza în jurul datei de 15 august, după care se va lucra pe Victoriei, tot primul tronson între Șaguna și Banatului. Se lucrează la foarte multe străzi în momentul de față, și la carosabil, și la trotoare, și echipele de la gaz lucrează, și echipele pe post mediu, la apă și canalizare. După 1 septembrie, când vor fi gata lucrările, vor fi montate și indicatoarele de sens unic pe anumite tronsoane ale străzilor dealului, Banatului și Bulevardul Victoriei. Din cauza lucrărilor, mai multe autobuze vor avea traseul deviat în a doua jumătate a lui august. DPC continuă lucrările și pe alte străzi, precum Turismului, Lucian Blaga, Vasile Alexandri, Piața Iancu de Hunedoara, Alea Biruinței și Calea Cisnădiei. În acest sfârșit de săptămână se va turna și stratul de uzură pe strada Neculce. Pe primul tronson de pe calea Poplăcii se lucrează la rețelele de utilități.